Să se arate că funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal cu modul din 4x minus 8 minus 2 ori modul din 4 minus 2x este constantă. Vom rezolva problema prin mai multe metode. Metoda 1. Metoda 1 va consta în rezolvarea clasică a problemei, când nu vom ține cont de faptul neapărat că funcțiile din interiorul modulelor sunt de gradul 1 și atunci vom, sau de forme particulare, chiar cum sunt aici, o să vedem la celelalte metode, și anume vom explicita semnul funcțiilor din interior, ținând cont, să ne readucem aminte, că modulul unei funcții f de x egal cu cine? Cu funcția însăși, dacă funcția este mai mare sau egal cu 0, și cu minus funcția în cauză, dacă funcția este mai mică decât 0. Atenție, în această definiție a modului, semnul de egalitate puteam să-l punem și jos, deci să avem egal cu f de x dacă f de x e mai mare, strica 0, și minus f de x dacă f de x e mai mic sau egal cu 0, din faptul că modul din 0 știm că este 0. Prin urmare, pentru a determina semnul celor cantităților din interiorul modulului, va trebui să rezolvăm mai întâi ecuațiile atașate, și anume, avem mai întâi 4x minus 8 egal cu 0, rezultă 4x egal cu 8, de unde x egal cu 2, și de asemenea 4 minus 2x egal cu 0, rezultă 4 egal cu 2x, de unde rezultă de asemenea x egal cu 2. Tabelul de semn pentru cele două funcții, x, 4x minus 8 și 4 minus 2x, x-ul observăm că nu avem restricții, funcția era definită pe r, deci ia valori de la minus infinit la plus infinit. Pentru prima funcție avem rădăcina 2, deci la care funcția 4x minus 8 este 0. Știm că semnul funcției de grad 1 este următorul. De la minus infinit până în rădăcină este semnul contrarului a, adică al coeficientului lui x, care la noi este 4, deci pe primul interval funcția va fi negativă. De la rădăcină la infinit, semnul este plus, deci este semnul lui a. De altfel, ca o paranteză, orice polinom pe ultimul interval, deci de la ultima rădăcină până la plus infinit, are semnul lui a. Dacă, de exemplu, puteți să faceți mai simplu în sensul următor, dacă toate rădăcinile sunt distincte, deci funcția respectivă nu are rădăcini duble, triple și așa mai departe, atunci puteți, în cazul polinomelor, să-i stabiliți semnul pe ultimul interval și după aceea să mergeți înapoi prin semne alternate. Plus, minus, plus, minus și așa mai departe. A doua funcție, 4 minus 2x, are din nou rădăcina 0. Pe primul interval avem semn contrar lui a, deci plus, după aceea minus. Prin urmare, analiza o să o facem pe cele două subintervale ale lui el, și anume pe minus infinit 2, respectiv 2 plus infinit. Și să luăm. Pentru x aparține de la minus infinit la 2, luăm cum dorim, fie deschis, fie închis, numai că să nu uităm să luăm valoarea, dacă am omis-o aici, la celălalt interval. Pentru x aparține la minus infinit 2, haideți să vedem ce devine funcția noastră. Funcția noastră este f de x egal cu, păi cum 4x minus 8 este negativ, modulul îmi scoate funcția cu semn contrar, deci este minus 4x plus 8, minus 2 ori, cum pe intervalul minus infinit 2, funcția 4 minus 2x, iată, este pozitivă, iese cu semnul ei, deci 4 minus 2x egal cu minus 4x plus 8, minus 8 plus 4x, 4x cu 4x se reduc, 8 cu 8 se reduc, egal cu 0. Pe cel de-al doilea interval, pentru x aparține lui 2 închis plus infinit, f de x egal cu 8. Păi pe intervalul acesta primul modul, cantitatea din primul modul este pozitivă, deci egal cu 4x minus 8, minus 2 pe lângă. Cea de-a doua cantitate din al doilea modul este negativă, deci este cu semn schimbat, deci vine pe lângă minus 4 plus 2x egal cu 4x minus 8 plus 8 minus 4x, din nou 4x se reduce, minus 8 se reduce, egal cu 0. Prin urmare, pentru orice x, fie că e minus infinit 2, fie că e 2 plus infinit, funcția noastră este 0, deci rezultă f de x egal cu 0, deci evident că e egal constantă. A doua metodă, metoda 2,
va ține seama de proprietățile modulului și anume să rescrie menunțul de ce f de x este egal cu modul din 4x minus 8 minus 2 ori modul din 4 minus 2x. Și anume, uitați cum vom proceda. Observăm că în primul modul putem să-l dăm un factor pe 4, deci vine modul din 4 pe lângă x minus 2, minus 2 ori. În cel de-al doilea modul putem să-l dăm un factor pe minus 2 pe lângă x minus 2. Știm proprietățile modului și anume că modul din A ori B egal cu modul din A ori modul din B și de asemenea, atenție, ce o să mai folosim aici, că modul din minus A egal cu modul din A. Prin urmare, obținem faptul că f de x egal cu, scoatem pe 4 afară, deci vine 4 ori modul din x minus 2, minus 2 ori modul din minus 2 ori modul din x minus 2, dar modul din minus 2 am văzut că este egal cu, cu 2, deci egal cu 4 ori modul din x minus 2, minus 4 ori modul din x minus 2, se observă că avem aceeași cantitate, egal cu 0. Prin urmare, cum f egal cu 0, rezultă că f egal constantă. Metoda 3. Metoda 3 va ține seama de faptul că, reamintindu-ne că f de x este modul din 4x minus 8 minus 2 ori modul din 4 minus 2. Ce înseamnă modulul? Modulul înseamnă cantitatea din interior cu semn pozitiv sau negativ, după cum ea este pozitivă sau negativă. O combinație liniară, ce înseamnă o combinație liniară? Constante înmulțite cu cantitățile respective. Deci o combinație liniară de funcții de gradul 1, fie că ele ies cu semnul plus sau cu minus, va da tot o funcție de grad cel mult 1. Poate să fie de grad 1 sau poate să fie de grad mai mic, dacă se mai reduc din puterile lui x. Prin urmare, gradul funcției noastre, deci funcția noastră e, va fi un polinom de grad mai mic sau egal cu 1. Păi, pentru a determina un polinom de gradul 1, în principiu ar trebui să-i dăm două valori, nu? Pentru că dacă el este de forma ax plus b, atunci ca să-i determinăm pe a și b, ne trebuie două perechi de valori pentru x respectiv y. Și atunci haideți să-i dăm lui x două valori și obținem, de exemplu, f de 0 egal cu, păi vine modul din 4 ori 0 minus 8 minus 2 ori modul din 4 minus 2 ori 0, care cât este? Modul din minus 8, am văzut că modulul unui număr negativ egal cu modulul numărului pozitiv corespunzător, minus 2 ori 4, 8 minus 8 egal cu 0. De asemenea, f de 1 egal cu modul din 4 ori 1 minus 8 minus 2 ori modul din 4 minus 2 ori 1, egal cu modul din 4 minus 8 e modul din minus 4, 4, minus 2 ori 2, egal din nou cu 0. Cum pentru două valori diferite, f de 0 și, 0 și 1, f de 0 egal cu f de 1 egal cu 0, rezultă de aici că funcția este constantă, dacă vreți și cu următorul argument. Dacă funcția ar fi de gradul 1, știm că o funcție de gradul 1 este injectivă, că este bijectivă, deci injectivă și surjectivă. Păi atunci la două valori diferite ale lui x, 0 diferit de 1, ar fi trebuit să corespundă valori diferite a lui f de 0, respectiv f de 1. Dar ceea ce nu se întâmplă. Prin urmare, funcția nu poate să fie de gradul 1, deci de ce grad este? Este constant, adică de gradul 0 dacă acea constantă e diferită de 0 sau de grad minus infinit dacă funcția este constanta nulă. Și atunci, iată că, deci funcția noastră este constantă. Care este efectiv acea constantă? Pe chiar acest 0, nu? Pentru că noi am dat lui x o valoare oarecare. Deci rezultă f de x egal cu 0 egal constantă.